Magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia au decis încetarea formei de protest stabilită la mijlocul lunii decembrie a anului trecut. Potrivit unui comunicat de astăzi, 9 ianuarie, activitatea instanței va reveni la normal. Nu la fel stau lucrurile în instanțele hunedorene. La Tribunalul Hunedoara și judecătoriile din județ, protestul continuă, o decizie privind continuarea sau încetarea protestului urmând a fi luată abia joi. Astăzi, 8 ianuarie, Adunarea Generală a Judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia a hotărât încetarea formei de protest stabilită în data de 14 decembrie 2023 și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței, începând cu data de 9 ianuarie 2024. În condițiile în care doar o parte din aspectele care au generat activități de proteste la nivelul sistemului judiciar au fost soluționate până în prezent, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia vor urmări evoluția situației și vor adopta măsurile ce se vor impune, au transmis reprezentanții instanței. Între timp, protestul grefierilor și al judecătorilor de la instanțele hunedorene continuă, urmând ca o decizie cu privire la continuarea sau încetarea protestului să fie luată abia joi 11 ianuarie. Până atunci, se vor judeca doar cauzele urgente. Vă reamintim că la Curtea de Apel Alba Iulia, precum și la instanțele din județul Hunedoara, din data de 14 decembrie 2023, au fost judecate doar cauzele urgente.